cortul tău. Cine va locui pe muntele tău cel sfânt? Cel ce umblă în neprihănire, cel ce face voia lui Dumnezeu și spune adevărul din inimă. Cel ce se poartă așa nu se clatină niciodată. Tatăl nostru care locuiești în ceruri, stăm în locul acesta pentru că Tu vrei să ne vorbești. Aleluia, vorbește-ne, Doamne. Pentru că este sărbătoare și pentru că vrem să lăudăm numele Tău, ascultând mesajul pe care Tu l-ai pregătit pentru sufletele noastre. Amin. Îți mulțumim pentru planurile Tale, că vrei să ne duci în cortul Tău cel Sfânt. Amin. Îți mulțumim că vrei să ne faci să locuim într-o lume în care nu va mai fi suferință și necaz. Îți mulțumim că ai pregătit și drumul, și calea, și modul ca să ne duci acolo. Amin. Îți mulțumim pentru Mântuitorul nostru Iisus Hristos, amin, pentru jertfa Lui pentru noi, și pentru că ne ierți păcatele și vrei să ne mântuiești veșnic în împărăția Ta. Aleluia. Prin Mântuitorul Te-am rugat să-ți fie lăudat numele în veci. Amin. Amin. Amin.